Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod. Eu sunt Flavius și înainte de a începe, v-aș ruga foarte mult să apăsați butonul de like. Dacă vă place episodul acesta și doriți episoade în continuare de Minecraft Hide and Seek. Bun, hai să mă leg. Așa. M-am gândit să joc Hide and Seek pentru că n-am jucat de foarte mult timp și vreau să reîncep să joc. Pentru că m-am plictisit, așa, de CSGO. Chiar o fază foarte ciudată e când filmez. Am așa niște emoții care mă fac să pierd pur și simplu. Deci am ghinion când filmez. Hai că m-am băgat pe Hide and Seek și sper să câștig și de data asta. Am mai câștigat eu odată. Cu noroc, pentru că am fost cu unul, deci mă băteam cu unul care mai avea foarte puțină viață și am reușit să-l ucid. Deci eu sunt workbench. Uite-l pe ăla cum s-a băgat acolo. Mai să-mi găsesc și un loc unde să pot sta. Deja încep să vină ăștia. Nu mi-am găsit încă locul și e foarte grav atunci. Cred că m-am văzut. Nu cred, frate, fugi de aici. E să mă gândesc, pot ieși pe aici? Nu pot ieși, nu! Hai că reușesc pe aici. Așa. Frate, nu m-am putut ascunde bine și au și sărit pe mine aia. Să fie mai intens meciul ăsta. Serios? Te dai după mine? În loc să fugă după altcineva, el tot vine după mine. Oh, frate, nu mai fugi așa tare să mă prinzi. Acum pot să mă bat cu el. Dar mor! Super! Fai! Cum îl cheamă? Abar n-am cum îl cheamă. Săream și dădeam acum pe el, chiar dacă nu-l pot ucide. Dădeam pe el așa de nervi să mă descarc. Hai să vă găsesc. Ce ciudă mi că am pierdut. Mă trebuie să fiu seeker și chiar nașpa. Tu erai ăla. Tu ai dat în mine. Tu m-ai omorât. E simțitule. Nu ți-e rușine. Nici să nu te mai văd. Uite că a dat deja în el. Asta era, dă-i în el, frate. Fai. Nu mai lăsa să dau în el. Uite, uite. Da, mă, de ce nu pot da în el? Uite. 20 de puncte, hai că e bine. Încă 15 haideri. Dar am fost eu mai înainte și am văzut o fântână din perete. Unde naiba s-a dus? Deci am intrat aici și am mers aici. Și am intrat pur și simplu într-o cameră. Și nu mai găsesc camera aia. Se poate am intrat acolo. Nici o ușă. Da, se pare că nu e nicio ușă. Se sar pe ei așa frumos. Până acum am început destul de bine. Să văd dacă îi pot ucide pe toți sau o parte din ei. Pentru că deja sunt 8 seeker și e mai concurență aici. O, aici era. Aici era fântâna. Dar cum n-am văzut-o? Și fiți atenți. Veni pe aici. Ah, deci mai trebuia să merg. Eu am mers așa și n-am observat-o pur și simplu. Și am venit și am intrat direct aici. Așa, m-am prins acum. Păi dați, bă, găsiți odată. Degeaba, caut și ei fug. Nu mai prind efectiv.
să caut locurile astea mai retrase, unde sunt ascunzătorile alea șmechere. Hai să văd aici. Să dau și aici o tură de săbii. Mi-a luat înainte la. Să văd pe aici, dau la nimereală, poate pălesc ceva. Nimic. Hai să văd pe aici. Nici aici s-a dus deșteptul ăla. Uite-l, uite-l, uite-l. Așa, 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 dai pe el, dai pe el. Câștigat 5 tokenuri și 20 de puncte. Blue Banana Room. Mă bucur că am câștigat deja cu 2 kill-uri. Hai să văd dacă am reușit să ajung undeva aici. A, aici sunt basic. A, uite, 3 kill-uri deja. Cum 3 kill-uri? Nu știu să fi dat 3. Dar în fine, hai să mai joc o dată. Uite, deja sunt. Cât sunt? Habar n-am, nu o să-i număr acum. Hai să fac parcurul ăsta drăguț. Cum naiba am picat? Ce scrie acolo? This way. Vai, partea asta nu-mi place deloc. Așa, văd că am reușit. Mai de mult nu reușeam deloc. Pierdeam și tot picam degeaba. Eu aici e cea mai nașpa parte. Nu cred, am crezut că trebuie să sar aici. Nu mai contează, hai să-mi iau o furnal. Fai, frate. Să dacă pot sări așa. Degeaba. Să vin înapoi aici. Bun, seeker, serios. Nu pot să cred, frate. Și chiar am vrut să mă ascund să nu mai mor, să nu mă mai omoare nimeni. Grozav, super tare. Îl văd pe acolo. Farul ăsta, deci ghiveci, furnal, lemn, butuc, cred că mai era furnal. Așa. Păi, uite că deja l-am prins pe ăsta. Păi dai. Așa. Nu știu cum de n-am putut da în el. Să mai caut, uite-l. Uite cum fuge, uite cum fuge. Hai, mă, nu mă poate întrece un bloc. Trebuie să-l ucid. Oh, deja primul hit, al doilea hit. De ce mă mișc așa încet? Bun, acum chiar nu-l mai găsesc. Ai de capul meu, deci cum a plecat. Bun, dar ce o să fac cu entitatea aia? Nimic. Păi, o să dau aici câteva. Ce s-a auzit? Dar ce se aude? În fine. Deci sunt 2 seeker și 2 hideri. A, 22 hideri. Uite că deja l-am văzut pe ăla. Uite el farul. Deci sunt 2, după care să mă duc, hai să mă duc după ăla. Să că poate dau de far. Uite-l, uite-l cum pleacă. Așa.
Așa dacă e așa. Bun, dar restul unde -s? Îi găsesc eu. Cred că eu am cele mai multe kill-uri. 3 kill-uri. Hai, unde sunteți? Duc așa încet pe lângă ei. Mai dau și câteva săbii. Dar ce se aude așa? Uite-l, nu. Deja mă sperie sunetul ăsta. Da, ce intens e. Deci mai sunt câte secunde, habar n-am câte secunde. Uite că l-am găsit. X Florian, ăla e român. Fac, pare că e român. Ăștia sunt francezi. La Florian, la trebuie să dacă e român. Cred că l-am găsit pe unul. Mereu așa și dintr-o dată. Deci eram sigur. No, deci nu mai pot da. Așa. Bun, deci 5 kill-uri am dat până acum. Sunt singurul care a dat cele mai multe kill-uri. Aici, nu mai nimeni aici. Uite, uite. Păi dă-i în el. Așa. Bun, am câștigat, stai să văd. Eu sunt primul, așa, hai să încheiem cu episodul ăsta. Așa, cam atât și cu acest episod. Eu am fost Flavius și, așa, pentru sfârșit, v-aș ruga foarte mult să apăsați butonul de like și subscribe dacă nu sunteți abonați încă, pentru că vreau să ating un număr foarte mare de subscriberi. Dacă ating așa 500-700, o să fac un live super tare și giveaway. Ceva joc, cred că CSGO, dacă este reducere foarte mare pe Steam, o să-l iau sau o să dau alte jocuri la același preț. Salut!